În Valea Jiului se prefigurează o serie de proteste sociale de amploare. De data aceasta nu este vorba despre mineri, ci despre pensionarii din minerit. Nemulțumiți de noua formulă de calcul a pensiilor, prin care veniturile scad simțitor. Sute de foști mineri, acum pensionari, au protestat luni seară pe străzile principale ale mai multor orașe ale Văii Jiului, după ce au primit decizii cu sume în minus cuprinse între 1800 și 2800 de lei. Potrivit reglementărilor în vigoare, nicio pensie nu va scădea, chiar dacă recalcularea dă valori pe minus. Însă, noua formulă de calcul afectează viitorii pensionari din minerit, venitul acestora fiind mult mai mic decât al celor pensionați până acum. În plus, deși pensiile actuale ale minerilor nu vor scădea din septembrie, totuși aceștia nu vor beneficia de viitoarele indexări. Pensionarii din minerit intenționează să deschidă o acțiune colectivă în instanță și afirmă că vor continua protestele și în zilele următoare.